Bună seara, suntem la a doua parte a emisiunii Cu sufletul deschis. Invitatele mele din această seară sunt Andreea Șoie, medaliată cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie și însoțită de doamna profesoară Mihaela Sopincean, profesor la Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Vă mai spun o dată bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Și vom continua discuția. Și, Andreea, mă întorc la tine și vreau să te întreb. Practic, tu ai dat un examen scris și un examen practic. M-ar interesa ceea ce s-a întâmplat la examenul practic. Fiindcă această ediție a Olimpiadei a fost online, examenul practic l-am făcut pe calculator, ceva ce în edițiile precedente nu s-ar fi gândit nimeni că e posibil, fiindcă în mod normal, proba practică implică deplasarea pe un teren și facerea unor observații. Elevii trebuie să aibă un pix, o hârtie, să observe lucruri și să răspundă la întrebările pe care le au la fiecare parte a probei practice. Dar din cauza pandemiei și din cauza restricțiilor, anul acesta testul l-am dat pe calculatoare și a durat o oră. Da. Da. Unde am avut prezentată situația unei zone de schi din Serbia și trebuia să calculăm, de exemplu, la un subiect am avut de calculat lungimea pârtilor de schi care au fost făcute de-a lungul la câțiva ani. Aveam o imagine din anii 2000 și o imagine din anii 2020. Iar astfel trebuia să ne descurcăm și să alegem răspunsul, să dăm răspunsul corect. Practic, ai fost supusă unei provocări noi, adică ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Da, dar probabil că fiind de level la matematică informatică, ți-a fost mai simplu să calculezi. Da, într-adevăr, m-a ajutat puțin acest lucru. Chiar înainte de probă, eu alături de ceilalți colegi din lot, ne întrebam ce ar putea să ne dea, fiindcă nu știam deci ce nu vă puteați imagina ce se poate întâmpla. Da, având în vedere că totul era în teren și acum se va produce pe calculator. Da, într-adevăr a fost și asta o provocare și uite că tu ai făcut față cu brio acestei provocări. Ce dorești tu să faci în continuare, Andreea? Încă nu sunt sigură. Nu... Adică dacă ai obiective pe termen scurt și pe termen mai lung, că probabil că pe termen mai lung, fiind în clasa 9, nu știi încă ce Încă nu știu ce face. Domeniu vreau să urmez. Da. Dar așa, pe termen scurt, ce îți dorești pentru la anul, peste 2 ani? Pe termen scurt, la anul aș dori să particip din nou la Olimpiada de Geografie și voi încerca să mă calific de data aceasta ori la senior, la Olimpiada Europeană, ori chiar la Olimpiada Internațională de Geografie. Am vise destul de mari, dar sper să am și șanse. Și aș mai dori să continui cu Olimpiada de Chimie, iar dacă mă voi califica din nou la națională, să am un rezultat mai bun decât cel de anul acesta. Deci, practic, tu ai participat și la Olimpiada de Chimie. Da, dar acolo nu am obținut un rezultat la fel de bun. Ai participat la faza națională sau la faza județeană? Am participat la faza județeană, unde am luat primul loc, după care am continuat la faza națională. Da, deci, practic, tot te-ai clasat între primii, să zic, 40-50 de copii din România. Adică
chiar de neglijat nici acest lucru, având în vedere că sunt două materii diferite. Felicitări da. Și pentru acest rezultat, Andreea. Mulțumesc. Și în vacanță, ce dorești să faci în vacanța asta? După ce am venit de la Olimpiadă, tot ce am vrut să fac a fost să dorm și să mă odihnesc cu câteva săptămâni înainte. Nu mai dormeam chiar 8 ore. Cu cât mă apropiam de Olimpiadă, orele de somn scădeau din ce în ce mai mult. Au ajuns probabil la 4-5. Da, cred că uneori chiar 4-5 ore. Așa că după ce am venit, tot ce mi-am dorit a fost să dorm. Am reușit să dorm mult, să mă odihnesc, iar acum voi merge la mare împreună cu părinții și voi mai merge în alte tabere și în excursii. Da. Ce au zis colegii tăi? Cum te-au primit? M-au felicitat. Toți erau bucuroși pentru mine și au avut o reacție foarte frumoasă. M-am bucurat să văd că se bucură și ei la rândul lor pentru rezultatul meu și mai ales colegul meu care a participat la Olimpiada de Matematică și a reușit să obțină medalia de argint. A fost foarte fericit când a auzit că am obținut un asemenea rezultat. Și el și realizează ce înseamnă asta, da, mult mai bine decât. El cunoaște și el s-a calificat în lotul extins al Olimpiadei de Matematice, de Matematică din anul acesta, dar, din păcate, a fost primul sub linie la lotul restrâns. Acum el mai are încă 3 ani în față. Sigur, și pentru clasa noua este o mare realizare. Da, așa este. Uite, îl felicităm și pe el, dacă vrei poți să-i spui cum îl cheamă și să-l felicităm și pe el. Colegul meu, Lazar Ovidiu, a obținut rezultate excepționale anul acesta la Olimpiada de Matematică și îl felicităm pentru asta. Da, îl felicităm. Andreea, eu mi-aș dori să împărtășești din ceea ce ai citit tu pe parcursul acestor ani. Mă gândesc că tu ai citit destul de mult și dacă îți place să citești și ce îți place să citești. Depinde foarte mult de cum mă simt sau ce găsesc să citesc. În general, în timpul liber, citesc diferite povești, opere literare, dar citesc și opere non-literare. Pentru geografie am citit din diverse manuale în limba engleză. Am avut 3 manuale principale pe care m-am pregătit și pe care se pregătesc de obicei cei care participă la această olimpiadă. Unul ce conținea explicații despre întreaga geografie, iar altele două, unul despre geografia fizică și unul despre geografia umană. Da. M-a interesat dacă și tu și doamna profesoară faceți acțiuni de voluntariat, adică simțiți nevoia să faceți lucruri și pe lângă cele de studiu, acțiuni concrete pentru ceilalți oameni. Și am să întreb pe doamna profesoară și apoi am să revin la tine. Da, voluntariatul este un stil de viață, la fel ca și pasiunea aceasta pentru concursuri și pentru performanță. Este un stil de viață. Eu mă gândesc că m-ați întrebat mai înainte de foștii elevi pe care i-am avut cu rezultate la Olimpiadă. Am încheiat 25 de ani de învățământ. Mulțumesc! Prima mea elevă pe care am avut-o la națională, a apărut în al treilea an, este acum o doamnă foarte frumoasă, cu 2 copii foarte frumoși, cu un job în domeniul, a început în protecția mediului și acum este în domeniul medical. Meseriile sunt foarte diverse,
Geografia este o pasiune, nu neapărat o meserie, tocmai pentru că este atât de vast domeniul. Foarte mulți dintre foștii elevi se orientează către medicină, pentru că fac o similitudine între hartă și anatomia corpului uman. Le mulțumesc tuturor pentru momentele plăcute pe care le-am petrecut alături de ei în acele ore de pregătire și pentru momentele de bucurie. Mulțumesc colegilor mei de aici, din oraș sau din apropierea orașului, care îmi trimit între noua elevi foarte buni. În primul rând soțului meu, pentru că cu siguranță aproape în fiecare am primesc de la el între noua un elev foarte bun pe geografie, dar și de la alți colegi, nu neapărat din Hunedoara, din Călan, din Boșorod. Ce este frumos este că pe unii dintre acești copii grozavi, care sunt foarte apropiați sufletului meu, îi cresc dintre a 5-a până între a 12-a. Poate avem 7-8 ani de olimpiade împreună, multe ore petrecute împreună. Îi văd crescând și schimbându-se altfel decât vezi un copil obișnuit cu care te întâlnești doar o oră, poate pe săptămână, și se leagă o prietenie dincolo de această relație profesor-elev. Și în felul acesta, în acest an, când am predat și la Centrul de Excelență, pentru că am vrut să ridic ștacheta mai mult decât pot eu să duc, am apelat la foștii elevi, care ei sunt foști elevi de olimpiade. Și în prezent sunt doctorant sau profesor de facultate și ne-au ajutat. Au venit în întâlnirile mele și au făcut fiecare câte o prezentare. Diana, Bodea sau Gabriel Pascu ne-au ajutat în pregătire. Deci sunt multe momente frumoase. Și cred că și partea asta este de voluntariat, pentru că ați spus da, de voluntariat. Da. Pentru că este parte din timpul meu pe care îl petrec cu ei în afara orelor de servici. Iar ce înțelege toată lumea prin voluntariat, și îmi place să cred că mi-am dedicat o bună parte din viață voluntariatului pentru mediu. De când eram copil, am îndrăgit muntele și speologia. Am făcut speologie mai mult de 30 de ani. 35, poate. Mult de 35 de ani. Deci de o viață. Și am contribuit în județul nostru, în țară, și pentru protecția directă a peșterilor, a speciilor din domeniul acesta subteran, și foarte mult pe educație ecologică. Felicitări, doamnă profesoară! Acum am întors la Andreea și cu aceeași întrebare. Andreea, de ce întreb lucrul ăsta? Eu îmi doresc mult ca și copiii să ia exemple și de la alți copii și de la adulți, și să începem și noi să fim o societate care să funcționăm normal, așa cum se întâmplă în alte țări civilizate. Și acolo copiii din copilărie sunt obișnuiți să facă asemenea lucruri. Și vreau să-mi spui dacă tu ai făcut asemenea lucruri și dacă îți place să faci. Da, pot să spun că am făcut asemenea lucruri și că îmi place să fac voluntariat și să văd că pot să ajut ori pe cineva, ori ceva prin această metodă. Până la urmă, voluntariatul este un subiect foarte extins. Putem să facem voluntariat prin o mulțime de metode. Poate putem face voluntariat să ajutăm mediul din jurul nostru, să adunăm deșeurile sau să îi sfătuim pe cei din jurul nostru să se oprească și să nu mai arunce pe jos. Sau putem face voluntariat prin a ajuta pe cineva, a oferi haine, a oferi din ce nu mai folosim sau a oferi lucruri noi celor ce sunt în situații mai dificile, în special în această perioadă grea cu războiul și cu
sunt miile de oameni care se află în situații dificile, atât eu cât și părinții mei am făcut câteva donații, haine, bani, pentru a-i ajuta. Mă bucur să aud asta, Andreea, și îți doresc succes și pe partea asta, pentru că asta te întregește ca om. Nu poți să trăiești așa chiar singur și nepăsător la ce se întâmplă în jurul tău, mai ales că tu ești un copil deștept și realizezi foarte bine niște lucruri. Andreea, ce sfat le-ai dat tu copiilor care intră acum în clasa 9? Cred că cel mai important lucru atunci când intrăm în clasa 9 este să găsim un domeniu care ne place, nu neapărat unul care este predat la școală, ci unul prin care ne putem regăsi, prin care ne odihnim, ne relaxăm și ne face plăcere să studiem, să-l studiem. Pentru mine anul acesta a fost geografia, dar pentru alții poate este pictura, sportul sau cine știe ce altceva. Important este să găsim ceea ce ne place și să profităm de timpul nostru liber, să nu-l irosim. Tu ce hobby-uri ai, Andreea? Hobby-uri? Încă de când eram mică am făcut balet. Am făcut balet pentru destul de mult timp, 7 ani. Și ți-a plăcut mult? Da, dar din păcate m-am oprit odată cu începerea pandemiei, fiindcă nu a mai fost posibil. Nu am mai continuat, fiindcă timpul era destul de limitat și trebuia să mă împart în mai multe domenii. Dar încă îmi place să mă duc la concerte sau la spectacole în care pot să văd baletul și alte dansuri. Balet? Altceva îți mai place să faci în timpul liber? Deci când ieși de o pauză și nu vezi, nu citești, nu... Vreau să spun cititul, dar dacă... Da. Păi asta am inclus în categorie. Da. Te-am întrebat dacă îți place să citești. Ai spus că da și mi-ai spus și ce citești. Depinde foarte mult. Momentan, în ultimul timp, nu am mai prea avut timpul să mă mai gândesc și la hobby-uri, dar... Da, e suficient. Baletul, cititul, da. Și cred că e suficient, plus dormitul care completează când ești foarte obosit. Acum am făcut un spirit de glumă. Am să o întreb și pe doamna profesoară, ce faceți în timpul liber? Ce vă place cel mai mult să faceți, în afară de ceea ce se leagă de geografie? Da, cam tot ce se leagă de geografie și de natură. Prin intermediul Asociației Clubul Sporturilor Montane, la care sunt președinte, scriu proiecte. Proiectele noastre sunt de mediu, de educație ecologică. Avem proiecte, mulțumesc, pe parte de cultură. Am reușit să scriem, să realizăm 7 albume dintr-o colecție. Am prezentat în fiecare album câte o peșteră. Primele 3 albume au fost dedicate pentru 3 peșteri din județul Hunedoara, Cioclovina cu apă, Cioclovina uscată și Șura Mare. Și după aceea ne-am extins în restul țării. Sper să mai continuăm cu albumul, cu albumele. Ele au fost finanțate prin concursul de licitații de la Primăria Hunedoara. Suntem mândri că ne-au sprijinit în acest sens. Mă bucur să aud că da? Sunt sprijinite asemenea activități. Da. Proiecte mici, bani nu sunt mulți, dar produsul este foarte important. Adică acel album care cuprinde cam 130-150 de fotografii este realizat integral în perioada de proiect, doar cu fotografii noștri din asociație, care sunt hunedoreni în principal. Echipa care susține fotograful este tot de aici și textul îl scriem bilingv, română-engleză.
Textul se realizează prin documentarea de birou și apoi documentarea în teren pentru a aduce cât mai multe noutăți, dacă se poate, față de vechile publicații. Și alt hobby, când am timp, când mă simt poate presată de pereții apartamentului și de laptop, îmi iau bicicleta și orașul nostru este ideal pentru așa ceva. În 10 minute ai ieșit din oraș și ești deja între copaci, în verdeață. Îmi place să pedalez. Felicită, doamna profesoară, și mulțumesc pentru activitatea care aveți în cadrul asociației. Este un lucru minunat să vă ocupați și să prezentați celorlalți români și poate și, dacă este în română, engleză, internațional, valorile noastre, că până la urmă sunt niște valori toate aceste peșteri și sunt niște lucruri minunate pe care natura le-a creat în țara noastră și este păcat să nu fie văzute și de alți oameni. Acum aș vrea să, Andreea, mă întorc la tine și aș vrea să dai un mesaj. Cui dorești tu? Cui dorești tu? Colegi, profesori, părinți, oricui. Cui îți dorești, cui simți tu nevoia și le spui ce îți dorești tu? Am să te rog să te uiți în camera aceea din față, că acum este aceea, și să transmiți un mesaj. Să facă ceea ce le place. Important este să găsim ceva ce îndrăgim, ce iubim să aflăm informații despre și să ne regăsim în acel domeniu. Pentru mine în acest an a fost geografia, dar există și multe alte domenii pe care le putem explora. Poate ne place istoria, matematica. Există atât de multe oportunități și ar fi păcat să le irosim și să nu rămânem cu nimic. Mulțumesc, Andreea. Am să rog și pe doamna profesoară să se uite în camera aceea și să dea un mesaj cu își dorește dumnea ei și să transmită ceva. Da, să deschidem ochii asupra ceea ce este în jurul nostru, asupra oamenilor de lângă noi, cu care putem să comunicăm enorm de multe lucruri, să empatizăm, să deschidem ochii asupra naturii, așa cum mai este ea acum, să încercăm să o păstrăm cât de cât curată. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut până acum în munca mea, părinților care au avut încredere să-și lase copiii pe mâna profesorilor din Iancu, colegilor cu care am făcut echipă, soțului meu, care este cel mai bun coechipier, și să le doresc tuturor elevilor vacanță plăcută în continuare. Mulțumesc! Andreea, uite, eu acum aș vrea să-i pui o întrebare doamne profesoare în direct și apoi doamna profesoare să-ți pună întrebare. Ca să fie și ceva interactiv. Da. Știm că ești un om inteligent și capabil să faci lucrul ăsta, de asta vreau să și facem asta. Care a fost cel mai dificil moment din anul acesta în pregătirea elevilor sau care să aibă legătură de școala noastră? Cel mai dificil moment a fost atunci când am conștientizat că la clasa a 8-a, la clasa a 9-a, am poate cei mai buni doi elevi din țara aceasta la geografie și că, din păcate, la naționale va merge doar unul și că poate o jumătate de cuvânt scris pe hârtie face diferența la punctaj, deși ei erau la egal și la superlativ amândoi. Da. Dar așa a fost cea mai mare durere
pentru că am anticipat-o și pe aceea, la fel ca și bucuria de la națională. La clasa 8 am avut 3 elevi, au ieșit locul 1, 2 și 3 la județeană. Felicitări! Știam că este deci un singur loc. Deci ce-și poate dori un profesor mai mult decât atât? Da, să meargă amândoi, asta îmi doresc, pentru că știu că ei sunt foarte buni amândoi. Dar atunci când ai 2 elevi foarte buni care fac echipă, este ceva deosebit. Și mi s-a mai întâmplat lucrul acesta de-a lungul vremii. Am mai avut 2 elevi din aceeași clasă care au mers și în același an împreună la olimpiadă. Au fost ani în care a mers unul sau celălalt. Dar au fost împreună prieteni și au rămas prieteni și dacă au terminat facultatea și dacă au făcut facultăți, adică au terminat liceu și fac facultăți diferite. Și până la urmă geografia leagă prietenii. Mulțumesc. Acum aș vrea să-i puneți asta întrebare, Andrei. Dacă acceptă provocarea mea pentru la anul. Aoleu. Deci acum dacă tot am muncit atât de mult anul ăsta, eu zic că se merită să mai particip și la anul. Mă bucur că ai zis, dar nu știi care-i provocarea. Care-i... Să spun în septembrie. Acum spuneți-o și dumneavoastră. Spuneți-o și dumneavoastră. Este un plan. Avem de ridicat ștacheta. Am înțeles unde țintește Andrei. Într-adevăr, munca este făcută. Ea va avea concurență foarte mare anul următor pentru că va concura pe mai puține locuri. Anul acesta a fost foarte greu pentru că a reușit să se califice între primii din țară pentru europeană. Dar ea este la sub 16 ani. Anul următor este la peste 16 ani. Deci se va bate și cu elevii de aici din țară care sunt excepționali și cu elevii din toată lumea aceasta care sunt excepționali. Eu abia o aștept în emisiune să vină să-mi spună că a luat din nou medalia de aur. Deci acum presiunea și mai mare pe tine. Eu nu știu să-mi promit, dar mi-ar face o deosebită plăcere, Andreea, să mai fac nenumărate emisiuni cu tine. Și dacă iei și la chimie, tot îmi doresc să fac și orice activitate de-a ta care merită scoasă în evidență, eu te aștept cu sufletul deschis să vii și să o împărtășești cu mine și cu telespectatorii noștri. Am ajuns la sfârșitul celei de-a doua părți a emisiunii. Vă mulțumesc din suflet, mă simt onorată că ai fost invitata mea. Te felicit încă o dată pentru tot ceea ce ai realizat. Sunt mândră că sunt româncă și că am fost în preajma ta și am stat de vorbă și am realizat această emisiune cu tine. Îți doresc mult succes, îți doresc să fii sănătoasă, fericită și bucuroasă și te aștept cu mare drag să revii. Doamnei profesoare, îi doresc de asemenea să fie sănătoasă, să-și poată continua minunatele activități pe care le are atât cu elevii cât și cu asociația, care nu este de neglijat nici această activitate. Vă felicit pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut și vă doresc să fiți exact acolo sus, unde meritați mereu și să rămâneți acolo. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au fost alături. Aceasta a fost emisiunea noastră de la Independent TV Hunedoara cu Andreea și cu doamna profesor Mihaela. Le mulțumesc pentru că au participat în această emisiune. La revedere! La revedere! La revedere! Thank you.